Bună, frumoasele mele, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un clip de empties, produse consumate și s-au strâns foarte multe, atât de multe încât le-am împărțit în două clipuri. Ăsta va fi primul clip, am selectat produsele cele mai mari pentru a le putea arunca și mai am o pungă la păstrare, în aceea strâng ce consum termin în această lună și după aceea voi filma un alt clip pentru acele produse. Am aici o pungă întreagă. Înainte de a începe, vreau să vă spun că sunt super fericită că am încercat noua. Am încercat paleta Modern Renaissance de la Anastasia Beverly Hills. Cu ea sunt acum machiată și e splendidă. Iluminatorul este tot de la ea. La fel și produsul pentru sprâncene, iar pe buze am un ruj de la Gerard Cosmetics în nuanța Serenity. Și haideți să începem pentru că am foarte, foarte, foarte multe produse. Și fac aici loc pe masă ca să pot să le pun. Hai să începem cu cele mai mici chestii. Niște bands pentru punctele negre. Astea sunt de la Seventh Heaven. Vreau să vă spun, din start m-au durut. E primul pe care îl încerc. Și mai am încă două de consumat. Sunt curioasă să văd dacă mă voi descurca la fel și cu ele. Sau îmi va fi puțin mai bine. Un produs de la Lush. Asta a fost un... o pastilă efervescentă colorată și era sub formă de tobă, avea și doi clopoței. Aia i-am reciclat la Coco, dar mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut produsele de la Lush, păcat că nu se mai găsesc în România. Și hai să vedem mai departe. Am terminat două deodorante din acestea cu rol, pentru că iarna folosesc, nu știu dacă v-am mai spus, poate vi se pare ciudat, dar mie iarna îmi place să folosesc deodorante rol. Și amândouă au fost ok, dar m-au și dezamăgit, în sensul că în unele zile simțeam nevoia să reaplic. Asta e de la Nivea Pure and Natural Action și 48 de ore cu iasomie, fără aluminiu. La fel este și acesta de la Rexona, 24 de ore, fără aluminiu. Așa arată cele două, ambele sunt cu roll-on și au fost ok, au un miros plăcut, dar asta nu mi-a plăcut la ele, că a trebuit să reaplic câteodată. Un scrub Pinita Colada de la The Body Shop mi-a plăcut foarte mult și era foarte relaxant când îl foloseam, avea un miros superb, exotic, mi-a plăcut foarte mult, acum termin altul, tot de la The Body Shop. Sunt foarte bune exfoliantele lor, sunt cu ingrediente naturale, pur și simplu simțeai bucata aia de cocos care îți exfolia pielea și era o senzație foarte plăcută. Un demachiant waterproof, îndepărta până și produsele rezistente la apă de la Oriflame, era din acela bifazic și a îndepărtat foarte bine machiajul, n-am ce să îi reproșez, dar acum are un alt ambalaj. Pentru păr am terminat acest spray pentru volum, care este și condiționer, RX de la Oriflame. Mi-a plăcut, a fost ok, nu îmi dădea un volum extraordinar, dar asta din pricina faptului că eu am părul foarte, foarte lung și este greu. Deci chiar dacă este un păr fin, este destul de greu și orice aplic, oricum se lasă. N-am ce să fac, asta este, dar are un miros plăcut, n-am să-l recumpăr pentru că am alte produse tot de la Oriflame și de la alte firme care îmi plac în momentul de față și trebuie să le termin, bineînțeles. Am terminat mai multe șampoane, 3 la număr, da, 3. Unul de la Gerovital, tratament expert, șampon regenerant. Ăsta e, nu știu, al treilea pe care îl cumpăr și îl folosesc. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Îmi menține părul sănătos și ăsta e un atu și tocmai de aceea îl și recumpăr. Altul de la Farmec, Argan Plus cu jojoba pentru păr sensibil. Ăsta la fel îmi lăsa părul foarte moale și foarte îngrijit. Și unul de la Oriflame este din gama Eleo, gama preferata mea pentru păr de la Oriflame, pentru că are niște rezultate profesionale, are un miros foarte elegant, ăsta e chiar cuvântul care îl descrie și îmi place maxim. Ca și mască, doar astea două, așa se pare, două măști din astea regenerante de la Gerovital, da, două am terminat pentru că îmi plac atât de mult, lasă părul foarte hidratant, foarte sănătos, îl menține sănătos și tocmai de aceea le și recomand pentru că îmi plac foarte, foarte mult. Un spumant, ăsta avea miros de viorele de la Oriflame, este, are 750 de mililitri și îmi pare așa de rău că nu mai introduc spumante de baie în ofertă.
n-am găsit nici acum de Crăciun, să știți, și nici de Valentine's Day nu vor avea. De obicei, de Valentine's și de Crăciun introduc astfel de spumante. Eu le aveam pe asta, mai am încă unul de rezervă pe care mi le-am cumpărat când existau, mi-am cumpărat mai multe. Și îmi pare rău că nu mai găsesc și oricum găsesc foarte greu niște spumante de baie care să fie sănătoase, să nu fie artificiale. Acelea nu-mi plac absolut deloc. Un gel de pentru igienă intimă, tot de la Oriflame, ăsta a fost cu aloe vera, fără săpun, cu acid lactic și cu pH neutru. Acum, câte geluri de duș am pe aici? Am câteva, dar am păstrat și pentru clipul următor. Am aici două, unul cu argan de la Bottega Verde. Ăsta e un brand nou pentru mine și tocmai ce am terminat și crema pentru mâini. E splendid. Făcea o spumă extraordinară, îmi lăsa pielea foarte fină și mi-a plăcut foarte mult, mai ales mirosul, foarte elegant și natural, mi-a plăcut mult. Iar celălalt este de la Oriflame, dintr-o gamă mai veche, Preppy Chic. Gel de duș foarte drăguț, așa feminin, girly, chiar aș putea să spun. Un deodorant spray de la Tesori d'Oriente, din gama Hamam, cu flori de portocal și ulei de argan. Tocmai ce am terminat din aceeași gamă și gelul de duș, am să vi-l arăt data viitoare. Mi-a plăcut foarte mult acest deodorant, la fel o gamă nouă pentru mine și un brand, pentru că n-am mai avut nimic de la ei până acum, dar să știți că mi-a plăcut și am să recumpăr pentru că îmi place foarte mult cum se menține. Nu mi-a uscat axila și m-a protejat, chiar m-a protejat, mi-a plăcut. Asta e o spumă de la Herix, asta e dinainte să-și schimbe încă look-ul și mi-a plăcut foarte mult această spumă, dar s-a terminat și acum am altele. Două săpunuri lichide de la Oriflame din gama Essence & Co. Unul este cu lămâie și verbena și celălalt cu lemn de santal și cu trandafir. Îmi place maxim această gamă. E chiar de lux, aș putea să spun. Nu sunt cele mai ieftine săpunuri, dar și au o cantitate mai mare. Ingredientele sunt excelente. Lasă pielea foarte moale, nu usucă. Tocmai de aceea le și recomand. Și îmi place foarte mult ambalajul. Da, cucuța! Benzi depilatoare, chiar dacă este, a fost, mă rog, toamna, acum e iarnă, oricum le folosesc. Astea sunt pentru față, dar le-am folosit pentru picioare, de la Farmec, cu extract de orhidee, și cele de la Oriflame Silky Beauty pentru o piele fină. Așa arată, pe astea două le-am terminat și mai am aici încă 3 produse, 4. O pastă de dinți de la Himalaya. Asta e a doua pastă de dinți de la Himalaya pe care o folosesc și mi-a plăcut foarte mult. Am fost un pic sceptică la început pentru că nu știam dacă îmi va plăcea, pentru că am mai încercat paste de dinți naturale și nu mi-au plăcut, chiar nu mi-a făcut plăcere să le folosesc. Dar asta e o pastă 100% vegetariană și este mentolată cu ingrediente foarte bune. N-am simțit să-mi albească dinții, dar mi-a curățat foarte bine. Tocmai de aceea am să o și recumpăr. O mască de la Novage, este o mască din aceea vârstă am aruncat-o, de hârtie, care se aplică pe toată fața, o lași 15 minute, lasă tenul extraordinar de hidratat, suplu. Porii sunt mai miciți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea am să recumpăr. Deși am terminat una, știți că tot îmi cumpăr, îmi cumpăr, îmi cumpăr, costă vreo 15 lei minus reducere și tot timpul le dau pentru că sunt la îndemână și tot timpul ofer fetelor și doamnelor ca să le încerce. Și la fel, după aceea se recumpără, văd pe comenzi. Niște șervețele umede antibacteriane de la Farmec. Astea sunt foarte utile. Mi-a plăcut pentru că nu uscau pielea. Ultimul produs este o cremă pentru față cu celule STEM de la The Body Shop din gama Drops of Youth pentru tenul gras și vreau să vă zic că mi-a făcut un foarte mare bine tenului meu. Mi-a curățat tenul de acnee, mi-a lăsat pielea foarte fină și deloc grasă. Observa că mă înțeleg excelent cu aceste produse cu celule STEM din plante
Și asta neapărat vă recomand, dacă puteți să o încercați în magazine, dacă puteți să o cumpărați, are ingrediente excelente, toate produsele de la The Body Shop au niște ingrediente foarte bune, dar crema asta în special pe mine m-a dat pe spate pentru că mi-a plăcut extrem de mult, am încercat să trag de ea cât de mult am putut, dar i-a venit momentul să fie eliminată pentru că s-a terminat. S-a terminat clipul, s-au terminat produsele, v-am spus, mai am, dar mai strâng pentru un alt clip. Dacă vreți să-mi lăsați și alte idei pentru clipuri, aștept cu mare drag în secțiunea de comentarii. Dați-mi un like dacă v-a plăcut acest clip și până data viitoare fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!